Bună ziua! Țin să vă anunț că au fost încheiate cu succes negocierile Guvernului cu Fondul Monetar Internațional pentru lansarea unui nou program economic. Este o veste bună pentru țara noastră din mai multe motive. Un program aprobat cu Fondul Monetar Internațional este un catalizator de noi finanțări din partea altor parteneri de dezvoltare, aduce încredere mai mare pentru investitori și oferă guvernului o libertate mai mare în dezvoltarea programelor sociale, de infrastructură, suport economic. Procesul de modernizare a Moldovei, pe care îl dorește noul guvern, implică multe schimbări spre bine, ca viața oamenilor noștri să devină mai confortabilă și mai plină de oportunități aici, acasă. Acest proces de modernizare înseamnă o infrastructură mai bună, drumuri de calitate, atât magistrale cât și cele din sate, rețele de canalizare, dar și stații de epurare ca să avem acces la apă curată, suport pentru diversificarea și modernizarea agriculturii, coparticiparea statului în proiecte investiționale, industriale și informaționale, prin dezvoltarea infrastructurii care să facă investițiile atractive, creșterea calității sistemelor vitale ale societății, educație, sănătate, securitate, protecție socială, justiție, creșterea fondurilor alocate autorităților publice locale și programelor de granturi pentru inițiative locale, ca oamenii să fie încurajați să rezolve problemele localităților în colaborare comunitară cu finanțări de la guvern. Programul pe care l-am agreat cu Fondul Monetar Internațional este bazat pe prioritățile noastre de guvernare, care sunt bine cunoscute cetățenilor. Prioritizăm combaterea corupției și consolidarea statului de drept. Evaluările independente, inclusiv studiile efectuate de Fondul Monetar Internațional, arată că aplicarea proastă a legii și corupția din sistemul judiciar și administrativ au devenit cele mai mari impedimente pentru creșterea economică și pentru îmbunătățirea nivelului de trai a oamenilor. De aceea ne-am angajat să facem evaluarea extraordinară în domeniul justiției și să responsabilizăm organele de drept. În termen scurt, vom concentra politica bugetar-fiscală pentru atenuarea efectelor pandemiei și a crizei în sectorul energetic. Cu alte cuvinte, vom continua să finanțăm programele deja începute, cum ar fi creșterea pensiilor și a indemnizațiilor, subvenționarea salariilor pentru menținerea locurilor de muncă și compensarea pentru activitate economică redusă, dar vom finanța și proiecte noi de compensare a facturii la energie pentru gospodăriile casnice și agenții economici. De asemenea, vom continua să lucrăm asupra îmbunătățirii sistemului de salarizare și vom crește salariile în sectorul public. În termen mediu, ne vom concentra pe investițiile în infrastructură, drumuri, sisteme de apă și canalizare, interconexiuni energetice și eficiență energetică, și pe programe de îmbunătățire a mediului de afaceri, a serviciilor de educație și de sănătate. Vom continua să lucrăm și să luptăm cu contrabanda și evaziunea fiscală, prin acțiuni de îmbunătățire a administrației fiscale și vamale, și vom face exerciții de raționalizare a cheltuielilor pentru a asigura că banii din buget sunt folosiți în beneficiul cetățenilor. Vom îmbunătăți administrarea întreprinderilor de stat. Evaluăm situațiile financiare ale întreprinderilor și consolidăm consiliile de administrare, astfel ca ele să aducă plus valoare economică. Facem ordine în sistemul de achiziții publice și asigurăm transparența și combaterea corupției în acest domeniu. Ne-am angajat să fortificăm cadrul de reglementare și supraveghere în sistemul financiar bancar și să protejăm sistemul financiar de fluxuri financiare ilicite. Negocierea unui nou program economic cu FMI a fost una din prioritățile pe termen scurt ale noului guvern și o consider îndeplinită cu succes. Așteptăm aprobarea deciziilor de azi de bordul Fondului Monetar Internațional în luna decembrie.
Acordul negociat prevede o finanțare de 564 de milioane de dolari americani, pe care îi vom primi pe parcursul următorilor 3 ani și 4 luni. Programul țintește recuperarea economică a țării și reformarea instituțiilor statului. Este o știre bună care vine într-un moment dificil pentru țara noastră. Criza pandemică și starea de alertă pe piața gazelor naturale ridică în fața noastră probleme grave și impun decizii rapide și dificile. În astfel de momente, suportul comunității internaționale este crucial. Țin să-i mulțumesc domnului Ruben Atoian, șefului misiunii și echipei lui, inclusiv domnului Rogers Ciawani, reprezentantului Fondului Monetar Internațional în Moldova, pentru profesionalismul, înțelegerea și răbdarea demonstrată în cadrul negocierilor. Mă bucur că am ajuns la această etapă și putem privi în viitor cu mai multă încredere. Țin să exprim aprecieri și colegilor mei din guvern, care reușesc pe toate fronturile și demonstrează că provocările urgente nu le diminuează capacitatea și determinarea de a regândi dezvoltarea țării pe termen lung. Știu că unii miniștri și unii specialiști din ministerie au lucrat mult peste program pentru a ajunge la acest acord și abia aștept să văd cum această finanțare se transformă în drumuri reparate, acveducte și canalizări moderne, suport pentru investiții industriale și tehnologii informaționale, tehnologii moderne pentru agricultură și educație calitativă pentru tinerii noștri. Să fie într-un ceas bun! Vă mulțumesc! Bună ziua! Eu vorbesc foarte puțin română. Voi vorbi engleză. Let me express our appreciation to the Prime Minister and the Cabinet for the fruitful discussions over the last 3 weeks. Aș vrea să-mi exprim aprecierea față de doamna prim-ministru și întregul cabinet de miniștri pentru discuțiile fructuoase pe care le-am avut pe parcursul ultimelor 3 săptămâni. Against the challenging context and of course working remotely with the team in Washington led by Mr. Ruben Atoian, we have managed to come up with a comprehensive package of policies. Într-un context dificil și, desigur, lucrând la distanță, domnul Atoian și echipa condusă de dumnealui aflându-se la Washington, am reușit să elaborăm un set cuprinzător de politici. We have already posted a concluding statement on our website, so I will limit my remarks to a few comments. Declarația de la finele misiunii domnului Atoian a fost deja publicată pe pagina web a reprezentanței fondului în Republica Moldova. Din aceste considerente, mă voi limita doar la câteva remarce. We have reached a staff level agreement for a program that will be supported by the IMF Extended Credit Facility and Extended Fund Facility for an amount of about $564 million. Am ajuns la un acord la nivel de experți privind un program de reforme economice în valoare de circa 564 milioane de dolari SUA, finanțat în baza mecanismului extins de creditare, ECF, și mecanismul de finanțare extinsă, EFF. Once the prior actions have been satisfied, we intend to go to our board in December, and once the board approves, it will make immediate disbursement of 80 million by the end of the year. După ce vor fi realizate acțiunile prealabile convenite, planificăm să ne adresăm pentru aprobarea programului către Consiliul de Directori Executive al Fondului Monetar Internațional pentru a organiza o ședință în luna decembrie, iar aprobarea raportului echipei va duce la debursarea imediată a circa 81 milioane de dolari până la finele anului curent. The economy is rebounding by a projected growth of around 7.5% in 2021, supported by strong domestic demand. Economia Republicii Moldova și revine, se prognozează o creștere economică de 7,5% în anul 2021, alimentată de cererea internă robustă. Inflation has accelerated owing to the recovery in the economy as well as the high energy and food prices. Ritmul inflației s-a accelerat datorită redresării economice și creșterii prețurilor la resursele energetice și produsele alimentare. While with the pickup in inflation, the central bank has appropriately tightened monetary policy and should continue to do that in the near term. Ținând cont de accelerarea ritmului inflației, Banca Națională a Republicii Moldova a întreprins măsuri adecvate de înăsprirea politicii monetare.
We expect that the crisis-related spending, as well as the high energy prices, are going to lift up the budget and external deficits. Ne așteptăm că cheltuielile pentru atenuarea crizei și șocului de la majorarea prețurilor la resursele energetice vor duce la creștere deficitului bugetar și a contului extern. However, the outlook has got some risk. We expect risk from new COVID infections. We also expect some risk from slower than anticipated recovery in the other trading partners, as well as the ongoing energy crisis. Totodată, redresarea economică poate fi împiedicată de anumite factori negative. Ne așteptăm că s-ar putea realiza riscurile de noi valuri de infectare cu COVID-19, o recuperare economică mai lentă decât s-a scontat în țările parteneri comerciale Republicii Moldova și o extindere a crizei în sectorul energetic. So our program discussions focused on the challenges that Moldova continues to face, and also the twin shocks of the pandemic as well as the energy crisis. Respectiv, discuțiile pe marginea programului s-au axat pe provocările pe care Moldova, cu care se confruntă Republica Moldova în continuare în atingerea obiectivelor propuse și pe impactul celor șocului dublu din partea continuării pandemiei și creșterii prețurilor în sectorul energetic. We also focused on long-standing weaknesses, including the inefficient public spending, ineffective rule of law, as well as anti-money laundering frameworks, the weak business environment, as well as immigration. De asemenea, ne-am axat discuțiile pe deficiențele care, din sistemul curent, care includ cheltuielile publice ineficiente, infrastructura inaccesibilă, performanță insuficientă a organelor de drept și cadrelor de prevenire și combatere a spălării banilor, subdezvoltării mediului de afaceri și emigrării. Given these challenges, the program objectives are twofold. First of all, we want to sustain the economic recovery, and secondly, we also want to advance governance and institutional reforms. Și ținând cont de toate provocările cu care se confruntă țara, programul are scop două direcții mari. Una este susținerea redresării economice și a doua este avansarea în reformele de guvernanță și instituționale. So the package of policies for fiscal policy are designed to support the unfolding energy crisis as well as the pandemic while progressively shifting into development objectives. Deci, la capitolul măsurilor bugetare fiscale, acțiunile convenite sunt menite să atenueze impactul crizei în sectorul energetic și a pandemiei, totodată schimbând în mod progresiv accentul pe cheltuielile pentru dezvoltare. We also have policies to safeguard the independence of the National Bank of Moldova, the institutional autonomy, as well as its governance. Totodată am prevăzut politici care să protejeze independența Băncii Naționale a Republicii Moldova, autonomiei sale și structurilor de guvernanță puternice în cadrul instituției. We also have structural reforms that are designed to strengthen the governance of state-owned enterprises, as well as the banks and non-bank financial sectors. De asemenea, am prevăzut măsuri de reforme structurale care să îmbunătățească guvernanța și supravegherea sectorului întreprinderilor de stat și sectorului financiar bancar. And lastly, we have robust frameworks that are designed to strengthen the rule of law, address corruption, to preserve judicial actors' independence, integrity and accountability. Și în cele din urmă am prevăzut cadre puternice pentru consolidarea supremației legii, prevenirea și contracararea corupției, asigurarea independenței justiției, integrității acesteia și responsabilizării sectorului justiției. We trust that with the support of our development partners, we should be able to achieve these goals. Și suntem siguri că cu susținerea altor parteneri de dezvoltare suntem perfect capabili să asigurăm atingerea acestor obiective. Let me conclude by again congratulating you, Prime Minister, and the entire authorities for successfully reaching an agreement with the IMF. Și la finele micii mele locuțiuni vreau încă o dată să o felicit pe doamna prim-ministru și pe toți colegii ei pentru atingerea cu succes a unui acord la nivel de experți. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim!